26 de posturi de director și director adjunct sunt vacante la acest moment în județul Olt. ISJ va organiza un nou concurs pentru ocuparea posturilor, iar cei care doresc să conducă unitățile de învățământ mai au la dispoziție 12 zile să-și încarce dosarul de înscriere pe platformă. Printre posturile rămase vacante sunt locuri pentru care nimeni nu a aplicat nici în sesiunile trecute, dar sunt și posturi unde candidații nu au reușit să treacă de prima probă. La nivelul județului Olt sunt 26 de funcții vacante, din care 20 de director și 6 de director adjunct. În ceea ce privește ponderea urban-rural, se înregistrează 18 posturi vacante în mediul rural și 8 în mediul urban. După ce vor fi evaluate dosarele până în septembrie, candidații înscriși vor avea timp să se pregătească pentru acest concurs. Rezultatele finale vor fi date publicității în octombrie, iar pe 4 octombrie cei declarați admiși vor fi numiți pe funcții. Proba scrisă a concursului va avea loc în data de 8 septembrie, iar în perioada 22-29 septembrie se va desfășura proba de interviu. Până acum au fost organizate două sesiuni de examen pentru ca toate școlile să aibă în frunte director cu concurs. În Olt sunt în total 163 de posturi de director și 38 de adjuncți.